Vă salut! 1 iunie 2019. Acum un an eram cu florile întoi. Se pare că și anul ăsta stăm bine. 5 zile fac diferența. Cam așa arată murele noastre. Și o să vă arăt ce mai lucrăm pe la ele acum. Dar stați un pic să vedem întâi florile astea. Anul ăsta sunt cu roz așa. Anul trecut aici picolo câte una, dar anul ăsta mai multe. E de bine. Le merge bine, cred. Altfel nu-mi explic. A bătut vântul și pe la noi. Le-a zăpăcit. De plouat, a plouat o grămadă. 5-6 minute avem. Nu știu cum scoate telefonul ăsta al nostru. Ia uite ce lucrare facem. Le cârnim. Anul ăsta ne-am hotărât. Uite așa am obținut. Deci mă gândeam să culeg mure mai de jos anul ăsta. Am vrut să ridic rodul, să nu mai am lăstar din aia pe jos. Și uite așa am obținut. Nu știu ce fel de oameni îmi trebuie anul ăsta la cules, dar se pare că unii mai înalți așa. Cum să iei murele astea de aici? Ce socotele am făcut că tot n-au ieșit. Dar la anul sunt convins că unii meresc. Niște mure mari o să fie anul ăsta, foarte mari. Recolta o să fie mult mai bogată ca anul trecut, cu toate că și anul trecut am avut mure o grămadă. Și da, le-am urcat prea sus iar. Și ca să nu mai am surpriza asta la anul, acum deja cam știu ce avem de făcut. Trebuie tăiate de la nivelul buricului, chiar așa. Asta e măsura. Cam pe aici suntem. Ia uitați cum se diferențiază asta, un rând tăiat, ia uitați lăstarii, sunt deja cât mine, da? Și aici încă unul, și ăștia toți trebuie așteptat momentul ca atunci când vii cu cârnitul să ai ce să tai, că dacă vii să tai și câte unul te bătut de vânt, e deja compromis ăsta. Când vii cu foarfeca, să ai ce tăia. Țac, 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 la fiecare, la fiecare. Ia uitați lăstarii. Un metru pe lună, au 2 metri de acum. Ia uitați cât e ăsta. Și dacă ne lăcomim și tăiem de la nivelul gurii, la 1,60 să zic, uitați ce obținem. Mură la 2,10 metri, întins toată mâna și n-ajungi la ea. Degeaba sper eu să se îngreuneze ciorchinele ăsta să coboare spre noi, că nu cred că o să ajungă fetele la el. Și iar avem pierderi. Și m-am hotărât anul ăsta să le cârnesc de la maxim 1,5. De fapt la 1,40 ar fi minunat. Că ele oricum se ramifică. Ia uite așa avem aici. Fac eu cu lăstarii ăștia, că ăștia dacă îi lași, ăștia cresc de 5 metri. Să duc așa, să curbează și pe urmă fac ramuri unde vor ei. Eu am nevoie ca lăstarii ăștia să se activeze, ăștia de aici. Odată ce e tăiat de aici, ăștia devin ramuri. Ei oricum cam asta fac, ia uitați. Dar și dacă controlez eu treaba asta, așa se recomand oricum, cârnite. Și jumate. Am o zi, mai avem o zi de lucru. Ăsta rups de vânt de anul trecut, de săptămâna trecută, o vigilie a fost, cred că știți. Nu știu ce aveți pe acasă, dar grămada de compost care a dispărut. Am picat aici din ea. Ia, vin tu, tati, să luăm foarfecă repede. Să arătăm cum se face.
Suntem aici pregătiți. Hai că mai avem un minut. Ține. Avem rucsacul complet. Da? Forfeca de teapă și forfeca de teapă vrejuri. Și lucrăm așa. Luăm pe partea asta. Bineînțeles cu spirit. Da. Vă arătăm. Spiritul e aici pregătit. Măcar la fiecare rând. Ia uitați, ăsta. Frumos de aici. Ăsta. Iarăși de aici. Ăsta. Iarăși de aici. Și mai avem. Ăsta e trecut. Iarăși de aici. Și ăsta. Și ăsta și ăsta. Uite mai încă. Aici. Dacă mă uit, e mai sus de burică. Asta e tendința. Cam de la nivelul ăsta. Aici, în zona asta, trebuie tăiate. Ce să mai... să măsurăm, că... Peperul meu ar fi... Ia de-te mai încoa. Ar fi sârma asta. Am două sârme, una, două. Imediat aici, de lângă sârmă, să le mai și legăm un pic. Uite, așa le facem o legătură. Trebuie la fiecare, să... știu. Nu acum. Nu acum? Haide. Nici o problemă. 7 minute. 7 minute. Are. Și ăsta de aici. Și ăsta de aici. Gata, hai. Gata, hai. Să termină timpul. Ia uite așa lăstar de rod avem anul ăsta. Ăștia sunt tocmai din aia de jos. O frumusețe. Suntem limitați de timp. Ne presează toate. Tehnologia asta e scumpă. Dar am vrut să vă arăt ce mai facem la 1 iunie. Ne mai vedem la cules.